Nu doar că... Președintele a răspuns la întrebările adresate de studenți. Multe au vizat viitorul Uniunii Europene și rolul României în cadrul acesteia în următorii ani. România a ajuns să fie un pol de stabilitate în această regiune în care trăim, un pol de stabilitate care nu doar că a dovedit că știe să-și gestioneze propriile probleme și intern, cu toate discuțiile ocazionate de obicei de alegeri electorale, suntem o țară cu creștere economică stabilă, datele macro sunt extraordinar de bune, reușim chiar să fim o țară care generează stabilitate și pentru regiunea din jur. Relațiile cu Republica Moldova vor trebui continuate, dar pe alte baze principiale, este de părere președintele. România trebuie și vrea să sprijine Moldova. Asta înseamnă că trebuie să sprijinim instituțiile din Moldova să devină mai performante, mai puternice, mai reprezentative și să lucreze mai transparent. Asta înseamnă că România trebuie să se implice în economia Moldovei, dar nu într-un fel în care încercăm să dirijăm noi ceva acolo, ci trimițând investiții în Moldova. România nu este o țară care vrea să cucerească Moldova sau să o ocupe, ci România este țara care vrea să întindă o mână Moldovei pentru a o ajuta pe calea pro-europeană. Președintele Klaus Iohannis a participat la dezbaterea Uniunea Europeană între dezintegrare și reformare, contribuția României la consolidarea construcției europene, organizată de grupul de reflecție Citadel din cadrul Facultății de Studii Europene de la Universitatea Babeș-Bolyai.